Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns. Încercăm să facem o citire simplă, ușoară, verificăm energiile. O să mă uit puțin și la energia voastră, cât și la energia persoanei de care voi sunteți interesați sau interesate în această perioadă. Țineți totuși cont de faptul că aceste citiri sunt citiri generale, citiri colective, care se pot potrivi 100% parțial sau deloc cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Bun, dragii mei, o să extragem câteva mesaje din, din acest oracol. Ia-o mai încet, încearcă să iei o pauză și să te gândești foarte bine înainte de a acționa. Asta e cartea flăcărilor gemene. Ceva se tot extinde, ceva este în continuă creștere. Dar dacă hm, ceva poate ajunge și la final, foarte repede. Mai poate fi și asta. Cartea cu numărul 9. Uh, numărul 9, cam asta înseamnă expansiune, da? Ceva ce se, se extinde, o... Uh, o conexiune foarte bună între voi și o anumită persoană, sau cel puțin energia feminină simte o conexiune extrem de puternică cu o anumită persoană. Foarte frumos mesajul ăsta. Relație și parteneriat, oglindire. Voi doi vă oglindiți 32, deci avem un 5, este o schimbare, o recunoaștere. Mm. Este nevoie de foarte multă putere pentru a îți da seama că este nevoie de o schimbare în viața ta. Un nou început aici. Un nou început, ești pe cale de a începe ceva nou, ai noi viziuni. Începi să vezi lucrurile într-un mod diferit. Sau unii dintre voi pur și simplu știți că aveți nevoie de această schimbare, sunteți conștienți de acest lucru, dar vă este teamă să faceți primul pas. Să ieșiți din zona de confort, să zic așa mai pe scurt. Ok? Bun. Hai să vedem ce avem și de aici. Foarte multă pasiune între voi și o anumită persoană sau cel puțin energia feminină asta simte și eliberează-te de ex, eliberează-te de trecut, aș putea să spun, eliberează-te de anumite situații, da? Uh, pentru a da curs acestei pasiuni. Lasă-ți prietenii să te ajute. În cazul în care între voi, de exemplu, este o separare, să spunem, sau în cazul în care nu sunteți împreună în acest moment și v-ați dori să um, vă împăcați cu această persoană sau probabil că este nevoie de un pic de ajutor, da? Un pic de ajutor. Probabil că prieteni comuni dacă aveți sau, nu știu, cineva care ar putea interveni în toată această poveste. Bun, hai să vedem și de aici ce mai avem, ce mesaje mai vin... Mesaje mai vin. Trezire, da, este momentul să te trezești, da, atenție subtilităților, privește totul dintr-o altă perspectivă. Sunt atât de multe semne peste tot care te-ar putea îndruma, da, care ți-ar putea arăta calea sau după care te-ai putea ghida. Sunt atât de multe semne. Bun, ce mai avem aici? Flexibilitate. Încearcă să tratezi totul cu flexibilitate, nu te rupe, deci în cazul în care există, de exemplu, o situație critică sau te simți într-un anumit fel sau treci printr-o anumită situație, încearcă să fii flexibil, încearcă să vezi situația din mai multe unghiuri, Da, nu pune capă definitiv sau nu. nu uh, știi, carta asta e ceva de genul te îndrumă să, să te mulezi, da? să te adaptezi. Anumitor situații, ci nu pur și simplu să te duci către extreme să zici gata, dacă nu mai a făcut nu știu ce, nu mai mi-l trebuie în veci sau chestii de genul, ci pur și simplu să fii flexibil sau flexibilă. Și mai vreau o singură carte, iar apoi o să vedem ce ne spune tarotul. Dragoste, este dragoste totuși între voi, dar este nevoie de o schimbare, iarăși mi-arată același mesaj, da? eliberează te de trecut, schimbă ce ai de schimbat în viața ta. Mm -hmm. Pentru că nu e ușor, da, nu e ușor. Într-adevăr, trebuie să ieși din zona ta de confort și să îmbrățișezi ceea ce vine. Ceea ce vine către tine. Ascultă cu inima și îmbrățișează ceea ce te face fericit. Asta ar fi unul dintre mesaje. Ești în plină transformare, dar trebuie să lași trecutul în spate. Și uite, am de două ori, deci lucru, chestia asta cu eliberează-te de trecut, eliberează-te de o anumită persoană, na, dacă tu consideri că nu mai este potrivită pentru tine sau mai știu eu, uh, o nouă zi sau o nouă viață este în fața ta un nou capitol. Bun, acceptă-l. Te învârți în cerc, uite, vezi? Te învârți în cerc. Și iarăși, predă-te schimbării. Uh, eliberează te de frică și lasă acest proces să se desfășoare da? pentru că e ca și cum, tu vrei o schimbare, tu vrei o transformare în viața ta, tu vrei ca ceva să se schimbe, dar îți este foarte foarte teamă să te eliberezi de trecut de energia trecutului. Bun, haideți să vedem mai departe persoana de care voi sunteți interesați sau interesate, ce simte în această perioadă pentru voi. Că o fi o persoană nouă, că întrebați de fostul, nu știu, voi știți. Persoana din mintea voastră, ia să vedem. Un nou de spade, ce se simtă? Oh, le o, oh, foarte mult stres. Și trei de spade, durere, stres. Wow, nouă de spade, trei de spade. Fuh, conflict interior foarte mare și zecele de spade. Măi, 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 ce s-a întâmplat aici? și zecele de spade. Se simte trădată persoana de care voi întrebați cum se gândește la voi, așa se gândește cu durere, se simte înjunghiat pe la spate, se, la figurat, se simte trădat, se simte abandonat, să zicem, are foarte multe gânduri, nu-și mai găsește locul, nu-și mai găsește starea, nu, nu mai știe ce să facă, nu-și mai găsește liniștea. Da, complicată treaba aici. Vai, dar nu mă am gândit că ies așa cărțile. Ok, ce simte pentru voi? Marea preoteasă încearcă să-și asculte intuiția. Ia să vedem șaptele de spade, de spade, scuză-mă, de pentacule. Asul de băte, ce se simte pentru voi? Simte că ar lua de la capăt, dar simte că trebuie să se să aștepte. E o perioadă de așteptare. Totuși, vezi tu, speranța nu i-a murit cumva în secret, în taină, în adâncul sufletului său, Uh, simte că timpul le va vindeca pe toate, dacă timpul o să vindece această rană, aceste răni. ăsta uh, de băte mi arată faptul că are foarte multă pasiune pentru voi încă. Sau dacă este o persoană nouă, e posibil să fie gelos sau geloasă pe noua voastră iubire, dacă aveți pe altcineva în viața voastră. În cazul în care v-au văzut cu cineva sau au auzit că sunteți cu cineva, s-ar putea să fie ăsta un grad de gelozie aici pe și așteaptă, așteaptă momentul potrivit să ce, ce mai simte. Ia să vedem împăratul. Uh -huh. Ok, și asul de pentacule. Hm. Interesant, ce simte pentru voi această persoană? Păi simte că ar cam lua de la capăt, da? Că v-ar propune ceva, că v-ar face o ofertă o ofertă irezistibilă din partea unui împărat, da? Vine un, un as de bâte și un as de pentacole, adică ce va oferi această persoană ar fi stabilitate și pasiune, ar aduce pasiune în, în relație, da? Asul de bâte mai reprezintă și partea asta intimă, da? Cam asta ar vrea să vă ofere, da? Uh, pasiune în, în relație, dar și stabilitate, ceva pe termen lung, dar știe clar că are de așteptat aici, cu șapte ăsta de pentacole știe că are de, a de așteptat o perioadă și în taină, cumva în sufletul său așteaptă, dar în mintea acestei, acestui om, acestei ființe, uh, e un, uh, un haos total se gândește la o trădare, se gândește la durere, se gândește că lucrurile sunt, au scăpat de sub control. Vedeți voi, între ăsta de spade este foarte multă zarvă în camera asta. Că anumite lucruri sunt moarte deja, da? sunt terminate, sunt încheiate. E nori, e nor aici, e nor total, e întunecime în mintea lui, a ei, Uh, își face tot felul de calcule, își face tot felul de ipoteze, iau aici. Calculează și calculează, nu mai știe ce să mai calculeze. Tot încearcă, tot încearcă să-și să dea seama cum s-a ajuns aici, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și tot așa. Exagerează, parcă în, se simte sacrificat, se simte sacrificată, nu-a depinde cine ascultă. Uh, hmm. Și stres, foarte mult stres. Bun. Pentru că și-ar aș, aș dori un nou început, din câte văd eu aici cu voi. Și-ar dori un nou început, dar știe că trebuie să vă accepte condițiile. Știe că trebuie să vă accepte condițiile, pentru că atunci când am amestecat cărțile, am văzut Regina de Spade. Ok? Și Regina de Spade, de obicei, este acea energie care ori faci ca ea, ori nu mai faci deloc. Adică e genul acela de persoană care nu mai... nu mai merge cu ea așa cum ți-a mers. Cât ar fi el de împărat, nu-i mai merge cu Regina de Spade. Regina de Spade e o persoană care a suferit mult, cândva. Bun, hai să vedem mai departe. Ce intenționează această persoană vis-a-vis -vis de voi? Patru de pentacule. Ești ceva karmic aici, să știți. Uh, nu vrea să renunțe la voi, da? Nu-și dorește să renunțe. Șasele de băte Ok. Hm regele de pentacule și treiul de pentacule să știți că nu vrea să renunțe la voi sub nicio formă, cu patrula de pentacule deși știe că șansa să vă împăcați sau șansa să mai fiți împreună este destul de micuță totuși văd că are gândul acela că poate într-o zi va avea victorie da? că într-o zi va reuși, că într-o zi va fi ok iar treiul să de pentacole îmi arată faptul că este posibil să apeleze la persoanele din jurul vostru pentru a vă readuce din nou în viața lor, în cazul în care nu sunteți împreună în acest moment. Pentru că treiul de pentacole este cumva aceeași energie cu lasă-ți prietenii să te ajute. Da? Unde persoana asta încearcă să. Apeleze la cei din jurul vostru, cum ar fi neamuri, cum ar fi familie sau se folosește de prietenii voștri, cumva. Da, pentru a fi din nou în apropierea voastră, pentru a fi din nou cu voi, pentru a vă putea aborda din nou sau pentru a intra în legătură cu voi. Bun, și ce carte mai avem? Regina de bâte. Hm. Voi, într-o energie foarte pisicoasă, foarte sigură pe voi, foarte sexy, pot să spun, regina asta de bûtăie e chiar frumoasă, e cea mai frumoasă. Deci e frumoasă foc. Voi aveți siguranța aia că totul este bine. Indiferent de ce o să fie, cum o să fie, voi aveți siguranța aia că totul va fi bine pentru voi. Sunteți într o energie foarte frumoasă. Doamnelor în special. Dacă sunteți domni, sunteți în energia împăratului, ceea ce este foarte frumos de asemenea. Bun. Foarte interesant. Iar la capătul pachetului, ce avem? Avem diavolul, șaptele de spade, șaptele de cupe și cinciul de pentacule. Uite aici. O situație toxică, o persoană care se simte abandonată, care simte că uh, a fost ceva minciune aici cu șaptele ăsta de spade sau cineva. Cineva a furat ceva i-a furat ceva, așa se simte ca și cum cineva i-a furat ceva, nedreptățit nedreptățită și hai să vedem noi totuși ce o să mai facă, ce o să facă persoana asta se simte nu, nu mai abandonat, dar simte că și ea a obosit, că nu mai poate că a obosit, cu noul ăsta de băte, că a obosit, deși își dorește să îmbunătățească lucrurile, să facă lucrurile să meargă bine Uh, totuși, ce văd eu aici, că până la urmă, ce o să facă este să mai încerce, probabil că o să mai încerce, da, odată, uh, să repare ceva, dar dacă nu se poate, o să-i fie bine oricum, da, cam asta văd, Ca a obosit, că s-a săturat, uh, cu șasele ăsta de spate, deci vrea să meargă către ceva mai bun, și avem Hirofantul și nouăle de pentacole. Deci, indiferent că merge către o relație serioasă alături de voi sau indiferent că merge către o viață singură, da, unde este singur sau singură, indiferent care ar fi situația, lui sau ei o să fie ok. Cam așa se gândește. Încă luptă, din câte văd. Încă luptă. Dar cam mai e ideea. Cam asta o să facă. Da? Bun, hai să le și clarificăm puțin. Hm. Interesant aici ce mi-a la voi. Și hai să văd nouăle la de, de, spade. Nouăle de spade. Cinciul de bătei iau de mai ce cărți. Își face, își face șapte mii de gânduri, și face stres, aici e gelozie, e competiție, concurență cu nouă de spade, da, unde tu te îngrijorezi în legătură cu cei din exterior sau cu cineva din exterior, că poate fi un rival, o rivală sau poate fi familia sau pot fi neamurile sau prietenii sau sunt multe persoane împotriva sa, cam asta simte, da? Are lupte, duce niște lupte interioare destul de puternice. Hai să vă treiu de spade cu rănile astea aici treiul de spade, șaptele de spade, măi, 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 ce cărți, toate cele mai urâte cărți ies aici. Da, se simte pur și simplu trădat, trădată, foarte rău, foarte, foarte rău, nu și niciodată o citire atât de, de urâtă la nivelul ăsta, da, și e pe cale să ia o decizie. E pe cale să ia o decizie în legătură cu voi, încă nu a luat-o, nu e sigur sau sigură de ce vrea exact să facă, dar este pe cale să ia această decizie. Sunt multe gânduri urâte, deci cele mai urâte cărți le am aici, la nivelul gândului, mental, da? Cele mai, cele mai grele, cele mai... Mm. Da, da, și până la urmă lasă totul în mâna sorții, ce o fi, o fi. Deci se simte dărâmată persoana asta, să știți. Nu știu cu cine aveți de-a face, dar se simte la pământ. Și până la urmă decide să lase totul în mâna sorții, adică ce o fi, o fi. A încercat să lupte, văd, încă mai luptă, dar îl dărâmă, sau o dărâmă luptele astea. Așa se simte, dărâmat, dărâmată. Cărți care mi-arată foarte multă durere sau foarte, la nivel mental, e o nebunie acolo, da? E o nebunie. Bun, hai să văd Marea Preoteasă, treiul de pentacule, iarăși. Da, intuiția îi spune să apeleze la... Cea de-a treia persoană se folosește la o altă persoană da, pentru a ajunge la inima voastră. Dar știe care de aștepta și știe că este un drum greu. Asul de cupe. Da, asta așteaptă. Așteaptă un nou început. Vedeți, avem trei ași deja. Asul de cupe, de băte și de pentacole. Asul de spade mai lipsește, care înseamnă soluție, victorie. Pentru că încă nu a găsit soluția unui nou început. Deci își dorește acest nou început are toate elementele aproape, dar nu are soluția, nu știe cum să, să, să fie din nou cu voi, da, să fie din nou cu voi. În cazul în care este o persoană nouă și întrebați despre o persoană nouă, este posibil, da, ca această persoană să-și dorească un nou început cu voi, da, să-și dorească un... să înceapă ceva alături de voi, dar se stresează foarte tare, există acolo niște piedici, există niște lucruri care împiedică rău de tot această relație, cel puțin la nivel mental. Bun. <coughs> Hai să vedem. Asul de băte. Ce avem? Regele de cupe. Iubire mă aici. Simte iubire pentru voi, să știți. Simte iubire pentru voi. Asul de cupe. Regele de cupe. La sentimente ce simte. Iubire simte pentru voi. Acum nu știu ce va făcut ce și arăși, uitați, Ia uitați, nebunul, un nou început. Asta-și dorește. Deci avem nebunul, avem asul de cupe, de pentacule, de de bâte. Vedeți, început, nou început. Un capitol al vieții voastre s-a încheiat și un alt capitol trebuie să se deschidă. Clar, 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 clar. Sunt foarte clare cărțile astăzi. Bun, dragilor, foarte interesant. Uh, ce mai văd eu? Da, vrea împlinire, vrea să, să duc o viață împlinită, să duc o viață liniștită alături de voi. Dar nouă ăsta de cupe, vedeți voi, are și un oarecare grad de, de egoism, da? Un oarecare grad. Probabil că în unele cazuri și împăratul, și noul ăsta de cupe aici și asul ăsta. Probabil că în unele cazuri este posibil ca omul ăsta să încerce să vă șantajeze cumva cu uh, situația asta materială. Posibil, da? Adică ceva de genul, ok, dacă nu vrei să ne împăcăm uh, sau nu vrei să fii cu mine, uite cum o să-ți fie ție fără, sau știi, ceva de genul ăsta. Văd că profită un pic de, de partea asta materială, se agață de, de asta. Și hai să văd aici patru de pentacule, Iarăși asul de bâte. Asul de băte și doiul de, de spade mi-arată blocaj pe pasiunea asta. E ca și cum nu poate încearcă să-și pună toate, tot farmecul în valoare, încearcă să, să facă tot posibilul, dar văd că este cumva un oarecare blocaj sau trebuie să facă o o, un compromis în legătură cu o pasiune, da, cu un început, cu pasiune, ceva legat de, de partea asta sexuală. Uh, este necesar un compromis, posibil să fie și asta, da? Hai să vă șasele de băte. Hm. șase 6 de cupe, victorie, vrea victorie, vrea victorie pentru că simte con conexiunea asta cu voi ca a fi o conexiune de suflet pereche. Nu să renunțe la voi, nu o să renunțe temperanța, vine cu liniște, cu împătare, cu vindecare, în același timp. 3 de cupe, 3 de pentacule, am impresia aici că aveți de-a face cu un triunghi amoros, posibil, 3 de cupe și 3 de pentacule, când vin împreună, cam asta mi-arată, că aveți de-a face posibil unul dintre voi cu un triunghi sau dacă nu mai poate fi și ideea aceea că apelează la cea de-a treia energie pentru a se produce această armonie, da, între voi doi sau apelează la un prieten apelează la cineva din exterior din apropierea voastră doar pentru uh, aduce această armonie iarăși, ia uitați-vă începuturi, începuturi și foarte mult stres foarte mult stres și văd aici că stresul este al vostru, de fapt, pe partea asta financiară, da? Pentru că apare... Deci am vrut să clarific Regina de băte și mi-a apărut... Uh, hmm, asul de monede și nouăle de spade, ceea ce mi-arată că voi, vă, doamnelor, în special, vă faceți, într-o oarecare măsură, griji cu partea asta financiară, da? Cu, cu stabilitatea, cu... Ceva ce, ce ține de stabilitate, ok? Sunteți așa un pic îngrijorate. Probabil că omul ăsta va v-a șantajat un pic cu partea asta financiară, ok? Bun. Hm. Și iar și avem aici Regina de băte Magicianul, uau, wow, ce frumos! Ce frumos! Și un blocaj totuși. Bun. Uh, ce am vrut să mai văd? Hai să mai văd totuși, până la urmă. a ah, să le clarific și pe acestea. Hai să le văd și pe astea. Ia să vedem nouăle de bâte iarăși, vedeți? Am a obosit, se simte trădat, iarăși trădare, ideea de ruptură, de trădare, oboseală, lucruri care au ajuns la capăt sau pur și simplu simte că ceva se repetă, ceva din trecutul său se repetă. E ca și cum am mai trecut odată prin această situație, nu este prima dată în viața sa când a trecut printr-o trădare, printr-o situație oarecum similară. Ok, către ce vrea să meargă până la urmă, șasele de pentacule, da, mai dă o șansă, ar dori să vă mai dea o șansă, treiul de spade, deși rănile încă există, pajul de cupe și șaptele de cupe, îmi <hîm> arată faptul că, vedeți, iar, și că vrea să o ia de la început, da, pajul de cupe, deci cam ar vrea să o ia de la început, și peste noul ăsta de pentacule care reprezintă uh, o persoană singură sau independență financiară, a venit un șapte de cupe, adică ceva de genul, dacă rămâne singur sau singură persoana asta, uh, nu știe, e foarte dezorientat, dezorientată, da? Rămâne extrem de dezorientat, nu știe ce să facă. Dar uh, cam asta e ideea. Deci încearcă să, să revină, văd, în viața voastră. Da tot ași peste ași. Încearcă să revină, își folosește toată tactica posibilă și imposibilă să revină în viața voastră. Și iarăși regina de băte, energia voastră și regele de pentacule. Regina de băte, regele de pentacule, da, tot așa. Da, drăguților, cam asta e ideea la voi. Cam asta e ideea. Vrea împăcare. Ce mai? Mi este foarte clar mesajul. Nu m-am gândit să-mi iasă așa de clar. Vrea împăcare cu voi. Se simte pierdut fără voi, se simte Acum mă refer la voi ca fiind partea feminină, după cum bine știți. Uh, se simte pierdut, da? Există dragoste în sufletul acestui om pentru voi. Are iubire, are dragoste, vrea să vă împăcați, vrea să vindecați, să vă vindecați împreună. Uh, a trecut printr-o perioadă foarte urâtă, foarte urâtă. Bun. Și vrea să o luați, tot cu, să o luați așa de la zero. Nu mai vedeți voi că atunci când apare cartea nebunului ca și nou început, e posibil ca anumite lucruri să fie doar șterse așa cu buretele băgate sub preș, dar problemele să existe încă acolo. Adică omul ăsta vrea să o ia de la capă, da, vrea să vă vindecați, vrea să, dar nu vrea să vă mai aduceți aminte de trecut. Da, vrea să ștergeți totul cu buretele, ca și cum n-a existat, nu a fost, nu s-a întâmplat. Bun. Hmm. Foarte interesant. Da, singurătatea îl sperie, din câte văd, cu șaptele de cupe. Îl sperie, îl dezorientează, nu știe ce să facă, nu știe pe ce drum să o ia, nu știe ce să aleagă. Da. Și hai să văd și un sfat din partea cărților pentru voi. Ce sfat ne dau nouă cărțile pentru voi? Ia să vedem. retrage -te. este momentul să, să, să ți iei energia dintr-o anumită direcție. Încearcă să nu mai forțezi lucrurile și să lași totul să vină de la sine, da? Nu mai face anumite lucruri să se întâmple. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Adică, lasă-te cumva în mâna sorții. Ia să vedem. Iluzie. Uh, tu știi cu siguranță cine ești, da? Tu știi ce putere ai, cine ești știi prea bine hmm. au venit prea multe cărți dar o să iau numai câteva încearcă să vorbești un pic mai puțin și să asculți mai mult fii mai empatic, mai empatică ascultă cu inima, cu sufletul uh. fii determinat dacă ai plăcat într-o direcție du-te pe, pe direcția aia, da? Nu, nu da înapoi, încearcă să nu te lași să nu dai înapoi, da și da atenție semnelor. Da atenție lucrurilor mărunte, pentru că lucrurile astea mărunte s-ar putea să aibă o semnificație pentru voi, drăguților. Bun, cam atât am avut pentru voi astăzi. A fost o citire scurtă, mesajele au fost foarte clare, zic eu. <coughs> uh... Acum depinde de voi. Dacă vreți să-i mai dați o șansă, să nu-i mai dați o șansă acestui om, în cazul în care încearcă să se împace cu voi, să știți că e răvășit pur și simplu. Cel puțin la nivel mental este răvășit. Deci, fără voi se simte în plop și plopul e în aer. Bun. Bun, bun, bun. V-am pupat. Numai bine. Ceau!